Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Voi citi câteva versete din Cartea Romani, capitolul 11. Începând cu versetul 11. Întreb, dar, s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Deci dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut că dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În seara asta Dumnezeu ne-a vorbit de menirea noastră în lume. Noi suntem chemați ca să aducem rod. Și spunea fratele Octavian că sunt câteva entități în Scriptură comparate cu un pom. Odată, omul. Nu? S-a vorbit aici. Și în Matei 12, cu 33, spune ori faceți pomul bun și rodul bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău. Psalmul 1 spune că el este ca un pom sădit în un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Deci în Scriptură, când se vorbește de pom, se vorbește de un om. A doua entitate comparată cu un pom este Israelul, o națiune, un popor. Pentru că Israelul este comparat, citeam aici, cu un măslin, cu rădăcină puternică și măslin gras și sănătos. Deci, Israelul este un pom. A treia entitate spunea că e însăși Domnul Iisus, Apocalipsa 22, cu versetul 2, da? Și pe ambele râuri am văzut pomul vieții. Adică Domnul Iisus îi viață pentru evrei și Domnul Iisus este viață și pentru neamuri, pentru biserica dintre neamuri. Iar noi am fost sădiți de Dumnezeu ca să aducem rod. Celelalte întrebuințări ale pomilor sunt, dacă vreți, anexe. Pentru că pomii, odată pentru oxigenarea aerului, purifică, curăță, când nu mai sunt pom, nu mai este viață. Odată am întâlnit niște apicultori care spuneau, frate Dragoș, când nu mai sunt albine, nu mai este viață pământ. Și îmi demonstrau ei de ce. Căci pomii curăță, purifică, da? Pomii sunt ca protecție, ca o lizieră împotriva furtunii, a vântului, a nisipurilor, a soarelui. Sunt umbrar. Asta e pomul. Pomii sunt ornamentali. Pui frumos, de frumusețe. Dar menirea noastră este ca să aducem rod. Și rog pe Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, să ne ajute la aceasta. Amin? Amin. Eu am luat, dar, persoana Domnului Iisus și am luat cele două entități de care vorbește în Apocalipsa. Am luat odată pe evrei, poporul evreu, și cum s-au raportat evreii la persoana Domnului Iisus. Dumnezeu pentru evrei a făcut o investiție colosală. I-a chemat prin părintele lor Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, și de atunci a tot investit în evrei. Dumnezeu i-a hrănit în Ținutul Gosen, i-a hrănit prin pustie în exodul lor înspre Gilgal, dincolo de Iordan, da? Dumnezeu pentru ei a avut tone, garnituri de tren,
de prepelit, carne. Dumnezeu le-a dat mana din cer. Dumnezeu le-a dat haine de firmă. 40 de ani, hainele nu s-au învechit. Arătați în firmă mai bună ca asta. Spunea un frate, Dumnezeu le-a crescut papuci în picioare la evrei, că s-au încălțat când erau copii și au ajuns dincolo oameni mari. Asta a investit Dumnezeu. Ne aducem aminte de Sinai, da? Ne aducem aminte de darea legii, de muntele ăla cuprins de flăcări și fum. Ne aducem aminte de prorocii trimiși de Dumnezeu. Ne aducem aminte de investiția care a făcut-o Dumnezeu. Când Isaia 5 se plânge Domnul și spune, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Dumnezeu a investit foarte mult pentru evrei, poporul lui. Știți care a fost răspunsul evreilor? Necredința. Când Ioan spune, el, Domnul Iisus, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Nu cred că asta a meritat Dumnezeu, nu cred că asta a meritat Domnul Iisus. Un refuz categoric. Ce au făcut evreii? L-au luat pe Domnul Hristos și l-au răstignit. Și au avut curajul să strige sângele lui, să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Asta au făcut evreii. Când vorbim de Domnul Iisus și de evrei, vorbim de modul greșit în care evreii s-au raportat la Fiul lui Dumnezeu venit în lume. Și atunci Dumnezeu a avut pentru ei o hotărâre. Spune Scriptura că Dumnezeu a tăiat ramurile din pomul acesta, dar a lăsat o rămășiță. Când citim în Romani, în capitolul 11, Apostolul Pavel spune, întreb dar, a lepădat Dumnezeu pentru totdeauna pe poporul său? Nici de cum. Evreii n-au fost lepădați în totalitate de Dumnezeu. Și Pavel folosește două argumente. Argumentul personal și spune, nu i-a lepădat Dumnezeu, că și eu sunt evreu. Adică el spune, eu sunt evreu și eu nu sunt lepădat de Dumnezeu. Am întâlnit oameni care vorbesc din rău adunarea Domnului și spune, o, ce adunare slabă, o fi Dumnezeu acolo. Și eu spun, este, măi, este că și eu sunt în adunare și eu nu sunt lepădat de Dumnezeu. Dumnezeu e cu mine. Și Pavel folosește argumentul personal și spune, eu sunt evreu, Dumnezeu nu m-a lepădat, Dumnezeu este cu mine, înseamnă că nu m-a lepădat în totalitate pe Israel. Și în al doilea rând folosește argumentul istoric. Amintește de Ilie, aduceți-vă aminte de Ilie. Și ce îi spune Dumnezeu lui Ilie? Că omul ăsta se plânge și spune, Doamne, am rămas singur. Pe prorocii tăi au omorât, eu am rămas singur și caută să-mi ia viața. Și ce îi răspunde Dumnezeu? Nu, Ilie, nu e singur. Mai am încă 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și a cărui gură nu l-au sărutat. Eu am auzit multe cântări, predici despre Ilie, poezii, dar pe tabelul acela de anonim sau despre tabelul ăsta n-am auzit nimic, nicio predică. Eu aș vrea să predic odată de cei 7.000. Cum îi chema? Cine erau? Din ce seminție? Să știți că Dumnezeu în toate adunările are oameni. Amin. Și Dumnezeu nu a rămas niciodată fără mărturie. Or fi adunări mai firești, mai duhovnicești, dar eu sunt sigur că în toate bisericile Dumnezeu are oameni. Amin. Și acolo unde mai există posibilitatea de pocăință, ca și ne uităm la odicea aia din Asia, da? La biserica aceea. Aproape că n-ai nimic bun. Și totuși Dumnezeu o numește biserică. Atâta vreme cât mai este posibilitatea de pocăință, de întoarcere, de redresare, e biserica lui Dumnezeu. Ne uităm dar la modul în care s-au raportat evreii la Domnul. Și spuneam că Domnul a păstrat o rămășiță. Creștinismul s-a născut la Ierusalim, acolo e leagănul. Sfinții apostoli au fost evrei, apostolul Pavel, da? Și Barnaba, și Andronic, și Iust, și ceilalți, toți au fost evrei dintre evrei. Dar acum aș vrea să vedem cum s-au raportat neamurile la Domnul Iisus. Asta ne interesează pe noi. Și spuneam că Dumnezeu în supărarea lui, știi ce a făcut? A luat un fierăstrău și s-a dus la măslinul ăsta și a tăiat ramuri. Întâi a tăiat o ramură mare,
O făcut ca un experiment. Am numit eu colonizarea Samariei. Știți că la un moment dat, samaritenii, pentru că păcătuise împotriva lui Dumnezeu, au fost dați pe mâna împăratului Asiriei. A venit împăratul Asiriei, a luat pe cei din cetatea Samariei și satele din prejur și i-a împrăștiat în tot imperiul. Apoi împăratul Asiriei a repopulat ținuturile acelea cu oameni din imperiu. O adus oameni din Ava, din Cud, din Serfervaim, din Babilon și i-au făcut acolo, băștinaș. A fost prima încercare de altoire. Dumnezeu, pentru că pământul era lui Israel, ținutul era lui Israel, în teritoriul lui Israel, dar Dumnezeu a luat ferăstrâul, a tăiat o creangă mare numită Samaria și satele din prejur, o aruncat oamenii aceștia și o adus dintre neamuri și i-o pus acolo. Apoi dumneavoastră citiți în 2 Împărați, capitolul 17, de întâmplarea asta. Experiența lui Dumnezeu în a altoi neamurile, altoi neamurile în rădăcina asta. A apărut acolo confuzia. Când au venit oamenii ăștia, au venit cu idolii lor, fiecare. Și pentru că ei se închinau idolilor lor, dar pământul era evreiesc, Dumnezeu s-a mâniat pe ei, o trimis niște animale sălbatice care îi sfâșiau. Dar nu așa accidental, unul, doi. Așa de mult s-a făcut o sesizare până la curtea împărătească și a spus, întâmplă ceva în Samaria, vin animale sălbatice și omoară pe oameni. S-a făcut acolo o ședință și cineva a spus, știți de ce? Dumnezeu îi omoară că nu se închină lui Jehova. O luat pe unul din robii prinși de război, l-a trimis în Samaria și a spus, învață-i pe ăștia dintre neamuri să se roage lui Jehova, la Dumnezeul lui Israel. Și acum apare o confuzie teribilă aici. Spune că fiecare se închina la Dumnezeul său, dar în același timp se închina și la Dumnezeul lui Israel. Eu cred că comparația aceasta se poate aplica la unii credincioși de astăzi, în care noi venim la adunare și ne închinăm lui Dumnezeu. Sunt aici la dispoziția ta, avem cântările noastre și e bine că facem așa. Dar unii din noi, după ce plecăm de aici, la casele noastre sau în trăirea noastră privată, ne închinăm fiecare la idolul său. Și apoi nu vorbesc în seara asta de idol, că sunt categorii de idol, mulți idol, da? De la partenerul de viață, la copiii tăi, la mașină, la casă, la firmă, la haine, la un chip firesc pe care îl ai, până la idolii care îi porți în inimă. Că Domnul spunea, uite, oamenii ăștia poartă idolii în inima lor. Cineva că spunea că tot ce iubești mai mult decât pe Dumnezeu, poate să fie un idol. Dragii mei frați, haideți să cerem de la Domnul mai multă lumină și mai multă pocăință, să nu fim ca samaritenii, într-o confuzie din asta totală în ce privește închinarea. Slujim și lui Dumnezeu, slujim și idolul. Ne închinăm lui Dumnezeu și idolul. Cântăm lui Dumnezeu, cântăm și idolul. Recităm versul în adunare și avem cuvinte nepotrivite, după cum s-a vorbit aici. Deci prima încercare de altoire a fost colonizarea Samariei. Dar Dumnezeu pe oamenii ăștia nu i-a abandonat. Că întâlnim mai departe o întâmplare frumoasă în Ioan capitolul 4, că Domnul Iisus a trecut și s-a oprit la Sihar din ținutul Samariei. A fost o a doua cercetare a lui Dumnezeu pentru ținutul ăsta. La fântână a venit o femeie. Dăm să beau, a zis Domnul, știți întâmplarea, n-am bărbat. Etapele în care Domnul Iisus s-a făcut descoperit, l-a cunoscut ca iudeu, l-a cunoscut ca profet, l-a cunoscut ca fiul al lui Dumnezeu. Și femeia asta o lăsa găleata la fântână, o alergat în cetate și a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus totul. Samaritenii l-au rugat să mai rămână două zile la ei și în final ei au spus, acum noi credem, nu pentru ce ne-ai spus tu, credem că noi înșine am văzut că e Fiul lui Dumnezeu. Și iată că Samaria se apropie de rodire. Neamurile altoite în rădăcina măslinului se apropie de rodire.
Odată i-a cercetat Dumnezeu când i-a adus, a doua oară cercetează Dumnezeu prin călătoria misionară a Domnului Iisus și vine a treia cercetare. Că oamenii ăștia nu puteau să aducă rod pentru Domnul, că nu fusese proslăvit. Dar Domnul a fost omorât, a înviat, s-a înălțat și acum neamurile trebuia să aducă rod. Și în Fapte, capitolul 8, spune Scriptura că Filip s-a coborât în Samaria. Duhul Domnului a fost peste el, a propovăduit Evanghelia, cetatea Samarii a primit cuvântul, au fost botezați, au venit Petru și Ioan de la Ierusalim și au pus mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt. Și iată că neamurile au adus rod pentru Domnul Iisus Hristos. Când a văzut Dumnezeu treaba asta, știți ce a făcut? O lua firăstrăul și o mai tăia niște ramuri. Într-o zi o tăiat pe un evreu de la mântuire și m-a pus pe mine. Într-o zi o mai tăia Dumnezeu o ramură și te-a pus pe tine. Și noi acum, dintre neamuri, mlădiță sălbatice, am fost altoiți în grăsimea asta a măslinului și Dumnezeu ne-a altoit ca să aducem rod pentru el. Ce fel de roade aducem noi? Ce înseamnă rod pentru Domnul? A rodi pentru Domnul înseamnă a avea un caracter frumos în omul nostru dinăuntru, dedicat lui Dumnezeu. Și ni s-a vorbit de roada pocăință, roada luminii, roada buzei, roada păcii, neprihănirea Duhului, a sfințirii, da? Cele șapte roade care trebuie să le aducem noi pentru Domnul. Și întrebarea mea este, le aducem? Pentru că într-o zi vine vremea ca să ne prezentăm cu roadele noastre, fraților. Timpul trece, anii zboară, cu fiecare secundă suntem mai aproape de venirea Domnului. Cu fiecare bătaie de inimă ne apropiem de ziua raportului. Noi într-o zi vom da raportul. Și o cântare spune, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete, nu poți aduce niciun singur snop măcar. Care este roada? Uite, Roman 16, aș vrea să vorbesc de o altă roadă, versetul 5. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătatea lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Hai să mai citim și din Tesaloniceni, parcă. Un cuvânt aici spunea, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu cât cu 19. Tesaloniceni 2, spuneam, cu 19. Că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Prima roadă pentru Domnul îi caracterul acela frumos. Îi rodirea omului duhovnicesc, roadele care s-au amintit. A doua roadă pentru Domnul sunt oamenii care au venit la mântuire prin tine. Epenet, cel din tâi rod al Asiei pentru Domnul. Și Pavel spunea că eu voi primi o cunună. Dar cine-i cununa mea? Voi sunteți cununa mea. Acum am o întrebare. De când sunteți voi pocăiți? Și până în seara asta, s-a întors la Hristos cineva prin voi, prin mărturia voastră. Ați reușit să aduceți un nepocăit la adunare? Spuneam că a venit un frate din Oltenia la noi și îmi spunea că el a avut o viziune. În localitatea în care este, fiecare om de acolo să ajungă măcar o dată în adunare. Și apoi, dacă Domnul prelucrează bine, dacă eu cum mi-am făcut partea, eu i-am dus pe toți la casa de rugăciune. Pe mine mă deranjează foarte mult, știți ce lucru? Am călătorit mult. Când noi facem adunări frumoase pentru noi, ne-am făcut clădiri frumoase, în România este o concurență extraordinară în locașe de cult. Avem adevărate catedrale făcute a noastre, a penticostalilor. Ne-am organizat bine. Și la noi tot așa, cor, orchestră, fanfară, grupuri de tot felul,
ca să slujească frumos duminică dimineața, să slujească frumos duminică seara, să vin cu copiii să mă simt bine, să plec acasă, să spun că a fost frumos la adunare. Lucrurile astea sunt bune, fraților, și noi le avem. Dar menirea bisericii este să evangelizeze lumea. Asta vrea Domnul de la noi. Și eu m-am întrebat și mă întreb, oare cât s-au pocăit prin mine? Și când primesc câte un semnal, mă duc acasă și plâng de bucurie că Dumnezeu, pentru un rob netremnic, o adus pe cineva la pocăință. Când am ajuns în Melbourne, nu primit mai multe familii, printre care o familie tânără. Nu-l cunoșteam. S-a împrietenit tare cu noi. El ne-a adus acum la aeroport și îmi spune: frate drag, vreau să spun ceva. Din familie de pocăiți. Am luat-o pe calea lumii. Dar acum 7 ani m-am dus de gura nu știu cui la adunare, dumitale ai predicat, mi-a vorbit Dumnezeu, m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, am primit botezul în apă, m-am căsătorit și am o pace și o liniște. Te-a folosit Dumnezeu. M-am întors de la el cu ochii în lacrimi. Deci unul. Da? M-am dus în America, vine o fată la mine, o femeie. Fată, mă cunoști, frate? Nu. Știi, în 90 și ceva, când făceai școală la Iași? Deci știu că am făcut școală la Iași. Ai predicat într-o joi seara, eu m-am luat niște fete, mult la adunare, nepocăite. M-am hotărât la pocăință. Și altul, și altul, și altul. Și eu de atunci spun, când plec de acasă, am mai spus și la alți frați, niciodată nu pun problema cu câți bani mă voi întoarce acasă. Că aș fi un nepocăit. Dar dacă Dumnezeu mântuiește un om prin mine, dacă Dumnezeu zidește biserica, dacă vindec un bolnav, dacă pot consilia o familie să-i destrămată, să-i pun iar împreună, eu sunt bucuros. Acum întreabă-te tu, de când ești pocăit, cât ai adus pentru Domnul? Ai adus un nepocăit măcar o dată aici în adunare? O să spui la cineva care lucrează cu tine, la o fată care lucrezi tu, hai odată cu mine la adunare. Nu credeți că ar trebui să ne facem și partea asta? Dumnezeu să ne ajute, frații. Amin. Pentru că a rodit pentru Hristos, ca aici spunea versetul care l-a încedit, roade sfinte pentru Domnul. În ce privește omul din lăuntru, noi rotim și pocăința, și pacea, și lumina, și neprihănirea. Iar în exterior, rodirea noastră se vede că aducem la Domnul. Ăsta e tot o formă de roadă. Eu recent, acum înainte de a veni în Australia, am făcut un chestionar cu 10 întrebări legate de evangelizare. Și l-am dat la fiecare membru din biserică să răspundă acasă și când mă duc înapoi să le citim. Printre ele erau mai multe întrebări. Am spus, credeți că în satul Bosanci s-a împlinit numărul stabilit de Dumnezeu pentru pocăință? Credeți că voi faceți parte din marea trimitere Matei 28? Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia? Credeți că și voi faceți parte din trimiterea asta? Sau a fost numai pentru ucenici? Nu numai pentru apostoli, că ei au murit. Dar evangelizarea a continuat. Și tu faci parte din marea trimitere. Și tu trebuie să te duci să spui la toți și să faci ucenici. Doamne, ajută-ne la asta. Am avut mai multe. Ce faceți pentru cei nemântuiți? Am pus o întrebare. Aveți o persoană sau o familie la care în mod insistent v-ați dori ca Dumnezeu să o aducă la mântuire? Puneți-vă rog numele, cum o cheamă, scrieți. Dacă nu aveți, vreți să stați înaintea Domnului cu post și rugăciune ca Domnul să vă arate o astfel de persoană pentru care să vă rugați? Eu m-am rugat Domnul și am spus, Doamne, unde să mă duc? Că aia din Macedonia au avut o vedenie, vin încoace, Pavel, au făcut semn. Zic, fă-mi un semn, eu iau Scriptura în mână și mă duc. M-am dus în satele din lângă Bosanci, sat în care nu-i niciun pocăit. Am luat Scriptura și am bătut din poartă în poartă, și așa ca martorul lui Iehova, dacă vreți, le-am spus de Dumnezeu. Că asta e menirea noastră până la urmă. Că e frumos să predici noapte într-o adunare de 1000 de membri, dar să te duci acolo unde nu-L cunoaște nimeni pe Hristos. Asta e menirea noastră. Ai tu pe cineva în minte, un cumnat, o rudenie, un coleg de servici care vrea ca Dumnezeu să-l aducă la pocăință? Cum îl cheamă? Și dacă îl ai, te rogi pentru el, postești pentru el, îl ajuți în lucrurile materiale dacă e nevoie, îl vizitezi, îi spui ceva de Dumnezeu, îl chemi la adunare. E un fel de rodire, frate. Eu încă am mai avut o întrebare un pic agresivă.
dați voi conducerii bisericii să vă ceară un raport de activitate în ce privește evangelizarea. Adică într-o zi să te iau pe tine de prima bancă și pe tine și pe tine și pe tine și îți spun, nu, vin încoace. Ce ai făcut tu pentru a aduce oameni la Hristos? Scrie aici pe o hârtie, de când ești tu pocăit? Spune ce ai făcut pentru mântuirea altora. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să facem roadă. Amin? Frații mei, când vorbim de roada asta, modul în care s-au raportat evreii la Domnul și modul în care ne raportăm noi la Domnul Iisus. Și aș vrea să mai vorbesc doar câteva lucruri. În Luca 13 este pilda smochinului neroditor. În pilda aceasta am vorbit iară de așteptările stăpânului. Smochinul ăsta era un copac privilegiat. Era pus în vie, ocrotit, îngrădit, nu-l băteau trecătorii, nu era în bătaia vântului. Deci Domnul a investit mult. Eu vreau să spun că pentru biserică Dumnezeu a investit mai mult decât pentru evrei. Că pentru mine și pentru tine, din cer l-a adus pe Domnul Iisus Hristos. Ca să moară în locul meu pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat ce a avut mai scump. Cum răspunzi tu dragostei lui Dumnezeu? Cum răspunzi tu iubirii lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte în Golgot, în Ghetisman, când Domnul trebuia să bea paharul acela cu spurcăciunile mele, cu păcatele mele, cu gândurile mele, cu bolile mele, cu tot ce e rău. Și s-a uitat Hristos acolo și a spus, Tată, dacă e cu putință, îndepartă paharul, că e prea amar. Și după aia a spus, nu cum voiesc eu, cum voiesc tu. Și l-a sorbit până la fund păcatele noastre. Asta o da Dumnezeu pentru tine și casa ta. Cum îi răspuns? Dumnezeu să ne dea mai multă pocăință. Amin. Amin. Și acum așteptările stăpânului erau astea. Domnul voia ca pomul ăsta să rodească. Și-a căutat rod. Eu când am vorbit de timpul rodirii, m-am dus la Matei, la blestemarea smochinului și a spus că nu era vremea roadelor. Nu-i nedrept să cauți roade într-un pom când nu-i la vremea roadelor? Apoi mi-au vorbit frații că acolo în Orient, copacii, roada să ajunge de pe una pe alta. Și că smochinii au roade care se pârguiesc întâi, cum spune Mica 7. Vai de mine că parcă sunt la strânsul roadelor, a ciorchinilor de pe struguri, la cea din tâi roadă dorită de sufletul meu. Că evreii trebuiau să aducă cele din tâi roade pentru Domnul și cele din urmă roade să le lasă neculese pentru sărac. De cele din tâi roade erau pentru Domnul, era lege. Iar când culegeai un pom, când culegeai via, când secerai un ogor, trebuia să lași ceva pentru sărac. Deci în pomul ăsta trebuia să fie roadă tot timpul, lăsat pentru sărac. Evreii nu o dat nici la Domnul, nici la săraci. Apropo de colțul ăla nesecerat, predica un frate la noi și spunea, măi, un om gospodar, cu slugi, cu posibilități, 2 hectare de grâu, și lasă o jumătate de arni treiera să vii săracul. Dar nu era mai bine să-l treiere tot, să-l ducă la moară, să-i facă făină, să-i dea în numele Domnului opca de pâine? Nu era mai ușor pentru el gospodarul? Poate da. Dar Domnul a vrut să învețe altă lecție. Că și săracul trebuie să muncească. Că sunt săraci care nu mă așteaptă. Așteaptă să vii patronul, să-i dea frază, să-i dea așa, el stă pe prispă acasă, poate trimite Domnul pe cineva. Și Domnul la sărac le-a spus, măi, ăsta ar putea trăiera, are câte slugi are, are combina, are tot ce trebuie. Dar nu, du-te tu și strânge. Ei, revenim la rodul ăsta din smochinul neroditor. Cele din tâi roade pentru Domnul, cele din urmă roade pentru sărac. Nu era nici de un fel, nici din altul. La noi sunt. Și apoi vine cercetarea aceea tainică, că în Psalmul 92 spune că cei bătrâni sunt plini de suc și verzi și ei aduc rod și la bătrânețe. Noi avem frați de 90 de ani în adunare, pocăiți de mulți ani.
Și apoi spune, măi, când eram noi, apoi noi făceam așa. Și am spus, frate, dar acum de ce nu faci? Bine, le înțeleg neputința și vârsta. Dar oamenii lui Dumnezeu aduc rod și la bătrânețe. Să-i ajute Domnul pe toți. Și apoi vine o cercetare tainică, iată că sunt 3 ani, nu intrăm în interpretarea. Cine-i stăpânul, cine-i care via, cine-i smochinul, da? Sunt 3 ani de când caut rod. Dar primul an când a fost? Nu știu. Putem lua misiunea Domnului Iisus în cei 3 ani, săi alți au alte interpretări. Dar al doilea dată când o cercetat? Când o căutat? Nu știu. A treia oară când o căutat? Nu știu. Dar Domnul caută în fiecare zi rod în noi, să știți. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Amin. Și acum vine hotărârea stăpânului. Pomul ăsta deja deranjează. Pentru ce să țină umbră? Pentru ce să țină locul degeaba? Să ții tu locul degeaba la altul în adunare, fratele meu. Și m-am gândit la sfârșitul pildei în formă de prăpastie. Adică a venit vierul, vierul are mentalitatea omului care caută de lucru. Și a spus, stăpâni, lasă când mai sape pungul noi și poate vă aduce, adică am și eu jobul meu aici, mai lasă-l. Dar nu vierul decide, stăpânul. Dar nu știu dacă l-o mai lăsa sau nu. Noi credem că l-o mai lăsa să aducă rod. Eu spun, nu l-o mai lăsa, l-o tăiat. Mă puteți contrazice? E un sfârșit în cascadă, în prăpastie. Nu știm ce s-a întâmplat. Unii spun, o interveni vierul și l-a mai lăsat un an. Alții spun, nu-i drept, n-arată Biblia că l-a mai lăsat, l-a tăiat tot atunci. Și apoi comenta un frate și îl spunea, vierul ăsta parcă era român, cu mentalitate de român. C-a început să cerșească și a spus, mai lasă-l încă un an. Pocăit de 30 de ani și când îți caută Domnul rod, spui, Doamne, mai dăm 2 săptămâni. Dar în 30 de ani n-ai avut timp să te aduci rod. Îl vorbești pe fratele tău sau îl urăști pe fratele tău sau nu te împați cu cumnata și cumnatul sau cu soacra ani și ani de zile. Și când vine vremea să pleci, spui, Doamne, mai lasă-mă o săptămână să mă împac cu tăți. Dar în tăți ani ăștia de pocăință n-ai avut timp să te împaci? Doamne, mai lasă-mă să mai dau ceva la săraci. Dar de când ești în Australia, n-ai avut timp să dai la săraci? Când ești în accident, când ești în pericol, când ai diagnosticat cancer, atunci, Doamne, mai lasă-mă să mai fac niște fapte, mai lasă-mă, Doamne, încă un an. Pentru ce? Doar ai 30 de ani de pocăință, pentru ce îți mai trebuie un an? Spunea cineva că noi irosim ani și cerșim clipe la urmă. Și în parte e adevărat. Haide să ne rezolvăm problemele în seara asta, frate. Hai să iubim pe frați, să colaborăm cu frații, să trăim în pace, să ajutăm săraci, să ne facem partea noastră în rodire, adică să chemăm pe nemântuiți la mântuire. Și când vine Domnul ca să ne iei acasă, spui ca un snop strâns la vremea Lui. Nu cerșim clipi atunci, nu tremurăm, nu implorăm. Doamne, mai lasă-mă că mai am probleme nerezolvate. Pentru ce îți mai trebuie un an? Nu ți-au ajuns 30 de când ești pocăit? Închei cu un gând. Vorbim de pom și de rod. Eu am învățat la botanică, copacul e alcătuit din 3 părți. Rădăcină, tulpină și coroană. Puterea unui pom stă în rădăcină. Frumusețea, profitul, dacă vreți, stă în coroană, da? Dar puterea stă în rădăcină. Adică e partea aceea care nu se vede. De Avram spunea parcă în Evrei 11 cu 10 că el a văzut o cetate care avea temeliile tari. Eu merg la o casă și mă uit cum e zidită, cum e vopsită, dacă are mansardă. Cine se uită la temelie? Dar temelia e puterea unei case. Temelia e de trăinicie unei case, nu? Dar nimeni nu se uită la temelie, că aia e în pământ, nu se vede. Eu când am făcut casă am fost foarte năcăjit. Și când am vrut să torn un pic de fundație, tata a venit și-o păduc piciorul în pământ. Ei, băiete, aici e pământ tare, băie, nu băga bani în pământ. Și soția mea cu o sapă a făcut așa un șanț de 4 de aici. Aia e fundația. Și mi-am făcut casă și am zidit-o și am terminat-o și locuiesc și casa mi-a crăpat în nu știu câte locuri.
Acum am chemat un meseria și o dat cu poliester și o dat vopsit și arată bine, dar eu știu că e crăpată. Ba încă mai venit un prieten de-al meu odată în curte și a spus, Dragoș, te învăț eu ce să faci. Dă jos acoperișul și mai pune un etaj. Și mi-a spus, pleacă, fugi repede acasă. Casa mea este așa și tu mai pui un etaj. Știți de ce? N-am avut minte să-mi fac fundații. N-am avut nici bani și am ascultat că de un meseriaș care spunea că nu trebuie băgați bani în pământ. Temelia, puterea unei case, acolo dă trăinicie. Dar temelia nu se vede. Rodirea unui pom și puterea unui pom stă în rădăcină, în partea care nu se vede. Mergem în Ezechiel, capitolul 44, întâlnim două cete de slujitori. Aia din versetul 10. Fiii lui Levi, care atunci când Israelul o rătăcit și ei. Ei vor fi primiți. Dar în locul spând vor face curățenie, vor junghea vitrine. Și tocmai asta era o slujire publică. Versetul 15. Dar fiii lui Zadoc, care atunci când Israel a rătăcit, ei au păstrat rânduiala locașului meu cel sfânt, ei vor face slujbă în locul preasfânt. La templu erau două locuri în care se făcea slujbă. Marele preot intra în locul preasfânt, în perdeaua de dincolo dinăuntru, numai el cu Dumnezeu. Nimeni nu-l vedea, nimeni nu-l aprecia, nimeni nu-l aplauda. Era părtășia lui cu Dumnezeu. Ceilalți de afară slujeau oamenilor. Aduceau viței, îi tăiau, îi curățau, aveau ritualurile lor, îi slujirea publică. În adunările noastre avem slujire publică care trebuie făcută. Predica din seara asta e o slujire publică. Cântarea voastră e slujire publică, poezia și celelalte trebuie făcute. Dar puterea slujirii stă în puterea trăirii cu Dumnezeu. Eu atât am să predic cât îți pocăit, cât am cercetat acasă. Mă scol dimineața la 3 și până la 5 citesc în Biblie ca să știu ce să predic, da? Da? Predicatori. Că nu vii la învol și predici frumos dintr-o dată, că eu le spun, Dumnezeu la leniș nu le dă nimic, la puturoși, spun în Bucovina. Când mă întreabă odată un frate Dragoș, îi bine să învăț o predică pe de roșu și să o spun? Și am spus, nu-i bine, măi. Nu-i bine, dar e bine să înveți 100 de predici pe de rost să le spui. Asta e bine, asta e studiu, asta e cercetare. Spunea fratele Octavian, îți vine un gând? Eu n-am nicio schiță, nicio hârtie, nicio virgulă în Biblie. Dar lucrurile care vi le spun, eu le-am cercetat, eu le-am știut. Și la mine marea problemă când merg într-o adunare, ce să predic? Doamne, ce vrei să predic? Spuneam la frații ăștia, am o adunare în România, în Arad, în care am predicat de 85 de ori până acum, că am scris pe caiet. Domnul mi-a dat memoria asta că oricare din acele 85 de predici aș putea o predica aici. Dar nu e important să predic predica care o știu eu mai bine. Important e să predic ce vă trebuie vouă. Asta e important la un predicator. Și eu mă duc, Doamne, ce le trebuie la oamenii ăștia? Să le vorbesc de răbdare, să le vorbesc de pace, de lăcomie. Și în seara asta s-a deschis subiectul de rodire. Că vouă în seara asta vă trebuie predica despre rodire. Să arodiți înaintea Domnului un caracter frumos și să aduceți pe cei nemântuiți din seara asta, gândește la cineva, la un cumnat, la un coleg de pe șatier, la un român, gândește să-l aduce odată la adunare. Amin? Amin. Doamne ajută-ne din aceasta. Tăria slujirii stă în partea nevăzută. Ies doi copilași și cântă frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Știi tu că s-o ruga maică pentru ei? Știi că poate tatăl s-a postit pentru asta? Știi câte repetiții au făcut ei acasă? Vine duminica corul și cântă frumos, termină frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Știi câte repetiții? Știi de câte ori întoarce din jurul cântarea înapoi când nu-i place cum iese? Și după ce slujirea aceea nevăzută se termină, apare slujirea publică. La un pom, puterea nu stă nici în flori, nici în frunză și dacă vreți, nici în rod. Ăsta e profitul. Puterea și viața unui pom stă în partea nevăzută, în rădăcină. Când spune Domnul, du-te în odăiță, încui ușa și roagă-te Domnul nascuns. Puterea cercetării, puterea rugăciunii, puterea repetiției încântări și apoi venim cu slujirea publică. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? S-a făcut ora 8, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Și doresc ca din seara aceasta să fiți mai atenți. Eu vă apreciez că veniți la adunare.
Chiar am o părere bună despre dumneavoastră și de felul cum arătați. Dar gândiți-vă că dacă suntem restanțieri la asta, trebuie să ne corectăm. Adică Domnul vrea rod de la noi. Rod în omul din lăuntru, în caracterul nostru, și rod la cei din afară, să-i aducem la Domnul. Și Domnul să ne ajute. Amin.